Victorie însemnată pentru România, Laura Codruța Kövesi a făcut astăzi un pas decisiv în drumul său către șefia parchetului european. Are toate șansele să fie primul șef al Procuraturii Uniunii, care din 2020 va investiga fraudele cu fonduri europene. Fosta șefa DNA a primit un vot covârșitor în Consiliul Reprezentanților la Uniunea Europeană, asta deși premierul Viorica Dăncilă spera contrariul. Kövesi așteaptă acum doar numirea pe care o vor face deopotrivă Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European. Un vot care m-a bucurat și care, din punctul meu de vedere, reprezintă o recunoaștere a activității sistemului de justiție din ultimii ani. Este un vot al tuturor românilor care în ultimii ani au susținut justiția, au susținut lupta anticorupție, statul de drept și valorile europene. Consiliul Reprezentanților la Uniunea Europeană i-a fost astăzi favorabil Laurei Codruța Kövesi. 17 dintre cei 22 de ambasadori au votat ca fosta șefa DNA să conducă din 2020 parchetul european. Teoretic, printre cei care ar fi fost împotrivă s-ar putea număra ambasadoarea României, mai ales că premierul Viorica Dăncilă anunțase încă de ieri asta. Practic, potrivit unor surse oficiale, președintele Klaus Iohannis ar fi convins-o să nu facă asta. Sunt mai multe acuzații, sunt mai multe dosare deschise. Dacă unul din aceste dosare devine realitate sau, eu știu, are influența asupra imaginii doamnei Kövesi, pe plan extern reprezintă România. Și atunci, bineînțeles, că imaginea României poate fi afectată. Am avut susținerea țării, am avut susținerea cetățenilor români, lucru care m-a bucurat, m-a încurajat, mi-a dat putere să merg în această procedură în ciuda tuturor obstacolelor. Vreme de 6 ani a fost procuror general al României, iar apoi a fost revocată din funcție înainte să epuizeze cel de-al doilea mandat de șef al Direcției Naționale Anticorupție. Pentru următorii 7 ani, Laura Codruța Kövesi va fi șeful parchetului european și practic va coordona toate investigațiile legate de fraudele cu fonduri europene. Iar faptul că o româncă va conduce parchetul european confirmă încrederea de care se bucură Kövesi nu doar în țară, ci și în Europa. Rezultatul de astăzi reprezintă o victorie importantă pentru România, cu atât mai mult cu cât a fost obținut în pofida faptului că guvernul PSD a încercat permanent să blocheze candidatura unui profesionist recunoscut pentru lupta sa împotriva corupției și în apărarea statului de drept. Doamna Kövesi se bucură de o încredere foarte mare la nivelul magistraților europeni, la nivelul oamenilor politici europeni, la nivelul opiniei publice europene. Este românul ales în cea mai înaltă funcție europeană, ales, deci nu numit. Laura Codruța Kövesi și-a croit drum singură. Este o victorie a tuturor oamenilor cinstiți din această țară. Procedura de numire a Laurei Codruța Kövesi pare de acum o formalitate. Practic, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene vor trebui să emită decizia de numire, cel mai probabil în următoarele zile. Parchetul European va trebui să devină operațional din 2020 și fiecare dintre cele 22 de state ale Uniunii care au aderat la noua structură vor avea câte 3 procurori.